s-a terminat pauza, înapoi la muncă, nu? Trebuie să repet faptul că vorbim despre primarii PNL, primarii, de fapt, candidații pentru primările din Suceava, din județul Suceava. L-am lângă mine, ca invitat, pe domnul profesor Ștefan Alexandru Băieșanu, președinte Partidul Național Liberal din Suceava. Domnul profesor, am primit niște mesaje acum în pauză. N-am dat telefonul, toate că foarte mulți ne cunosc numărul de telefon, dar nu l-am afișat, sperând să am suficient timp să scot ceva la dumneavoastră. Nu prea am reușit, recunosc. De obicei am succes la chestii de genul ăsta, succesuri, dar în seara asta nu prea am reușit. Haideți, până la urmă, spuneți-mi și nouă măcar câțiva candidați de primari. Permiteți-mi să-i salut pe cei care m-au deschis mai târziu televizoarele și ne urmăresc acum. Să-l salut și pe domnul Barbă de la PDL, pentru că el este însărcinat permanent, zilnic, este însărcinat de către domnul Gheorghe Flutur să urmărească toate emisiunile televizate în care intră posibil oponența ai domniilor lor. Da. Să-l întreb dacă i-a trecut febra de la Pelerin în Bucovina, că am mers 2 km pe bicicletă. Pelerina în Bucovina. Pelerina în Bucovina. Pelerina. Era să moară atunci, chiar da? Nu a făcut griji. Da. Da, păi am înțeles că 3 săptămâni n-a putut veni la activități politice pentru că avea febră. Dar astea au steaguri pe stradă? Da. Nu știam de ce. No, sigur, e o glumă. N-avem nimic practic personal cu domnul Nicolae. N-am vrut decât, de fapt, Barbă, să vă deturnez pe dumneavoastră de la întrebarea, da, pe care mi-ați spus-o. Apropo, pentru că totuși m-ați deturnat, într-o dimineață, la unul dintre matinal, am emisiune de matinal, am început cu ceva de genul, și de acum încolo, știind că suntem urmăriți de PDL, o să spun, bună dimineața PDL, țara moare de foame. Și amicul și colegul meu, Vali Chidovăț, care era moderator, este moderatorul, el de fapt este cel care realizează matinalul, în pauză îmi spune, am un mesaj. Domnul Barbă mi-a trimis un mesaj, bună dimineața. Și îl sună, dar de ce mi-a trimis mesajul? Păi dacă domnul Ghincea spune bună dimineața, a spus și bună dimineața. Așa că suntem urmări. Elegant, drăguț. Acum eu să-i spun noapte bună, domnule Barbă. Haideți, gata, lăsăm pe domnul Barbă. Noapte bună, domnul Barbă. Ați muncit destul pentru patrie și pentru popor. Domnul Băieșanu, măcar eu știu, în orașele mari. Haideți Suceava, haideți să începem cu municipiul recentă de... Da, municipiul Suceava, Partidul Național. L-a scos la vânturare pe domnul Graur? Nu, nici nu s-a pus problema. Nu știu dacă ați urmărit presa vremei. Nu a rostit niciun membru PSD sau PNL în mod oficial numele domnului Graur, ci presa timp de vreo săptămână a făcut o serie de speculații și presupuneri, după ce eu am lansat ideea că putem avea și un candidat independent, nemembru a vreunui dintre cele trei partide. A spus înțelegă, a luat mai mulți candidați independenți. Nu, că am putea să venim și cu un candidat independent și am spus că avem mai mulți candidați independenți pe care am putea să-i sprijinim să candideze, iar după aceea oamenii de presă au căutat prin valorile reale ale municipiului Suceava, prin personalitățile reale acestui municipiu și evident s-a oprit sinedie în domnul Graur și dumnealui a devenit un subiect de presă pe tema aceasta. Iar la o conferință de presă a fost fumigere, domnul Băieșanu. La o conferință de presă am fost întrebat dacă domnul Graur va candida. Eu am spus că am avut o discuție cu domnia sa, dar n-am spus că va candida, că nu va candida. Suntem colegi la universitate, pe holuri, pe ce faceți, cum. Spuneți dumneavoastră că n-a fost fumigenă. Dacă s-a dorit a fi o fumigenă, nu din partea noastră, pentru că noi n-am înaintat niciun nume. Presa a făcut speculații. Bun, haideți să-l salutăm pe domnul Graur, deci nu e problemă. Să nu-l uităm, știm că domnul Graur are o viziune proprie și personală despre politica. Domnul Băieșanu, haideți să nu mai spunem după cele și acum, serios, ne puteți spune despre cine este vorba, candidatul ăla enigmatic și cu minte, candidat... Sigur că da, voi putea spune lucrul acesta, este chiar în
favoarea noastră să spunem lucrul acesta, numai că o spunem, o vom spune în momentul în care științific vom considera că este momentul să-l lansăm în bătălia directă cu Ioan Lungu. Ioan Lungu, care e un primar de bătut. O singură chestiune, dacă... Nu este abătut. A bătut domnul Lungu. Da. A bătut cu termica. O singură chestiune. Apropo. USL-ul a scos chestia cu termica. USL-ul a propus înființarea unei comisii. Cum de-am aflat aceasta, cum am aflat această știre, recunosc că de vreo 2-3 zile nu mai am somn. Dar nici domnul Lungu înțeleg că nu mai are somn, deci nu este un primar de bătut. Sigur, este un primar de bătut, dar și primar a bătut, pentru că pe acolo se întorc. Domnul Băișan, încă nu suntem noi gata cu ancheta și nici eu nu pot să spun prea multe, pentru că nu suntem gata cu ea. Dar vă spun că se învârt pe undeva pe acolo vreo 20 de milioane de euro. Sau în jur de 20 de milioane de euro. Domnul Ghincea, eu vă pot spune în felul următor. Vă rog. Și vă rog să faceți lucrul acesta și am să-l fac și eu și noi, Partidul Național Liberal. Faceți către spațiu ex-sovietic sau chiar sovietic. Așa. Cereri în zonele miniere din spațiu ex-sovietic. Cereri de prețuri pentru cărbunele similar, da. Cu aceleași cote. Care le folosește putere calorică, pe care le folosește în momentul de față termica, da. Și vă garantez că veți putea aduce, orice cetățean din Suceava poate face lucrul acesta și garantez că se pot aduce cărbuni la prețuri de 2 ori mai jos decât cumpără în momentul de față primăria și termica. Adică, cumpără la bursă, domnul... Adică, da, sigur, trebuie să ai și acoperire când faci o șmechereală. Cumpără la bursă. Adică, cetățeanul din județul, din municipiul Suceava, plătește de 2 ori mai scump prețul pe energie termică în locuințele sale, pentru că se aleg cărbunii cei mai scumpi, nu cei mai ieftini. Calitativ identici. Da. Deci prețurile sunt umflate de... fapt, nu cărbune foarte scump, ci prețurile deci mai mari. Dacă prețul, să zicem, da. Luăm estimativ, nu știu... Am înțeles. Nu dau cifra exactă. Dacă prețul ar fi tonă, 100 de euro pe tonă, da. noi primăria plătește... 300. Primăria îl cumpără cu 300. De unde și mărimea... Păi de unde și, că mă spun eu, de unde și că mai avem un intermediar și de unde și mai dăm și un comision la bursă, că trebuie să trăiască și bursa, nu? Ei, n-aș putea face acuzații de genul ăsta, pentru că eu știu încă doar niște atât. Firme, încă niște firme care au făcut pe acolo niște... Da, nu, am zis că nu intru la mănunte, nu sunt enigmatic la fel. Deci eu am toate probele necesare pentru a demonstra anumite lucruri și toate acestea se vor transforma într-un dosar penal probabil pentru primarul Ioan Lungu, pentru consilierii care au votat, pentru cei care lucrează la termica, iar statul român să certifice printr-o acțiune. Păi, s-a și anunțat în instanță. De către OSL s-a anunțat. Sigur că da, pentru că o plângere penală. Eu am mai spus cu Ioan Lungu personal, n-am absolut nicio problemă. Nu ne-am întâlnit nici la fete, nici la fotbal, nici la bibliotecă, nici la femei, da. Nici la bibliotecă. N-am absolut nicio problemă cu el. Eu am o problemă cu banii. Care bibliotecă, domnul Băișanu? Domnule, iar exagerați. Pe cuvântul meu, ați umplat în seara să niște chestii. Cum domnul Lungu la bibliotecă? Poate să... Ce să se uite? Să se uite peste mersul trenului? Ce să se uite, domnul? Nu, haideți să nu... Nu, da, glumim. Astăzi, știți de ce? Pentru că, uitați, da. domnul Ioan Lungu, Ion, mă scuzați, da. Ion Lungu știe franceză și e clar că franceza a învățat-o cu cărți, din cărți, deci în bibliotecă, deci nu putem să acuzăm că nu a făcut lucrul ăsta. Și vă garantez că el chiar cunoaște limba franceză la un nivel suficient de bun pentru a putea să discute cu patronatul francez la vremea respectivă și să înțeleagă cum anume trebuie distrusă fabrica pe care o conduce. Colegii din regie ne spun că nu e adevărat, pentru că biblioteca aparține cu județeanul primăriei. Păi, știe franceză, nu? Quand je reviens à la maison, capra becaie în șopron, nu? Da, da, da. Bun, termica este o problemă, una dintre problemele spinoase ale, una dintre găurile negre, să zic așa, și dintre... Una dintre multele, dar asta ajunge direct la cetățean, pentru că cetățeanul plătește lunar. Exact. Și când va afla cetățeanul și cu acte în regulă vom putea demonstra că el plătește de 2-3 ori prețul mai mare, pentru că niște șmecheri cumpără patru ori, probabil, da, cumpără cărbunele la prețuri exorbitante,
Stam să stau și vă întreb cum va mai privi cetățeanul pe primarul care ne-a ținut 4 ani în nămol, în gropi, în dezastru pentru că a scos trei țevi. Domnul Băișan, vorbeam cu... Asta va demonstra domnia sa și doar populația va stabili. Dacă îmi bate mie poliția la ușă și spune, domnule, vreau să mă uit la matan și ponier, dar să știi că n-am mandat de arestare. Dar n-am mandat de percheziție, pardon. Îi dați voi? Eu îi dau voi. Mine? Da, eu îi dau voi să intru. La mine cu siguranță. La mine cu siguranță. Ai vreo problemă? Vreau să mă uit. Nu am ce să ascund personal, sigur. Dar când ai de ascuns, când ai rața sub dulap? Vor fi multe dezvăluiri. Zise strânță în gândul lui. Multe dezvăluiri, da. Care vor... Asta e una dintre, dintre puținele, dintre multele găuri negre, dintre multele deocamdată necunoscute. Deocamdată necunoscute ale administrației primarului Ion Lungu aici la Suceava. Sigur, noastră amintați despre străzile care au fost, deci o stradă bună, o Ronțăim, și spunea un... chiar președintele Urgenței Municipale PNL, domnul Marius Zmău, acum câteva zile aici la noi în emisiune, că din 280 de străzi, atenție, stimați suceveni, din 280 de străzi din Suceava, 100 de străzi nu sunt asfaltate. Iar din astea 100, mai mult de jumătate sunt cu pământ. În municipiul și de județ, unde Flutur a adus 1 miliard de euro. Doamne iartă-mă, Dumnezeule! Nu mai spuneți că o să zică lumea că suntem... Păi și noi facem parcare, noi cheltuim 12 milioane de euro pentru o parcare subterană. Deci o treime din străzile tale sunt de F mediu și tu faci parcare subterană. Poate facem și o pistă de elicopter. Dar haideți să vedeți o altă minune care va răsări, minunii, una dintre cele 700 de minune ale lumii făcute la Suceava. Avem centru cultural, avem centru, știu eu, pe chestiuni de tradiții, de port populare și așa mai departe. Da. Acum, lângă patinoar, se mai face încă o clădire. Asta ne lipsea nouă, încă o clădire în care să ascundem două ouă, două greble de alea cu care făcea bunica Blâna. Păi să face cumva muzeul guvernării Flutur Lungu. Da, deci bani irosiți de către România pe lucruri care nu sunt absolut necesare, lucruri care ar fi necesare în momentul în care gradul de civilizație, de suportabilitate a vieții și gradul de șansă la viață decentă ar crește, normal că ne putem gândi și la lucruri de acum, de spectacol, de operă, de, știu eu, de show. Dar în momentul de față, marea majoritate a populației din România, inclusiv din Suceava, stă și se gândește ce va face peste 2 luni, dacă va trece iarna, dacă va avea suficient bani să plătească căldura, curentul, dacă și-au pus centrală termică și va mai plătească o taxă. Vreau să vă spun, da, aia e taxa pe fum, taxa pe fumărit. Taxa pe fumărit a existat în perioada fanariotei, atunci când postul de domnitor al țărilor române era cumpărat, la fel ca acum. Cumpăra ăla de la sultan, venea aici și spunea, băi, câți bani am dat eu acolo, eu trebuie să scot triplu. Și începea să mai pun o taxă și una dintre ele era taxa pe fumărit, alta era taxa pe lumină, adică pe geam, pe mărimea geamurilor, și am ajuns la un moment dat că săracul țăran își făcea geamuri de mărimea unei bășici de porc. Unei găuri de cheie, adică singura lază de lumină intra pe gaura cheie. Deci cam așa vom ajunge și noi, pentru că cureaua ne-o strângem doar noi, populația, nu ei. Am să vă spun ceva care sunt convins că o să facă tremure. Am fost în comuna, în satul Zahărești, aparținător comunistul Pican, Slești, așa. Acolo există o biserică de secol 16. O biserică extrem de frumoasă, cu ziduri de piatră de 1,5 metri. Inteligenți ăștia, că altfel nu pot să le spun, cu firma lor Restaco, firma care face și desface, au dat jos acoperișul bisericii, neștiind dacă au sau nu finanțare. Domnul președinte, orice om gospodar, în momentul în care nu am bani, sunt convins că nu am bani să-mi refac acoperișul. Eu dau acoperișul jos înainte de iarnă. Vă garantez că nu este vina firmei Restaco. Eu am să vă spun, de exemplu, că în Suceava, în municipiul Suceava, și ăsta e caz penal, deci nu mai e loc de întors, au fost făcute drumuri de către constructori, pe banii constructorului. După ce s-a făcut drumul, s-a făcut licitație. Da. A câștigat, culmea, cine credeți? Nimeni altcineva decât cel care făcuse deja drumul.
Da? Și au venit banii. Deci așa se lucrează. Hei, rupist, hai să le arătăm cetățenilor din comuna, din orașul, din municipiul cutare, că noi suntem gospodari. Dă-i drumul la firmă. Bă, îți garantez eu, spune Flutur, îți garantez eu, dărâm-o, dă-o jos, fă-o zop, că eu îți aduc bani, că eu sunt șmecher. Și mă duc la București. Duce la București, face două poze și spune, uite, bă, am dărâmat biserica, am lăsat-o doar stâlpii, am făcut-o ca Panteonul, cu gaura aia mare în mijloc, așa, și am nevoie de bani. Și dacă vine banul, vine, dacă nu vine, constructorul e vinovat. Și pa la revedere. Nu cred că e vina lui Răstacu că a desfăcut. Problema este că dacă i s-a ordonat, am fost în interiorul, îți dau eu banii. Am fost în interiorul bisericii și pe cupolă sus deja este umezeală. Sigur că da, sigur, dar biserica este în pericol să se prăbușească. Știți foarte bine, a fost prin toată lumea asta domnul Băieșanu. Acolo unde n-au legende și le construiesc. Sigur că da. A fost în Spania, sudul Spaniei undeva. Și îmi spuneau că, într-o insulă, și îmi spuneau că aici este casa lui Cristofor Columb. Da, ăla n-a fost în viață. Ce uita Cristofor Columb aici? Își lua apă, dar zic, aici nu este nicio sursă de apă, este în insula cealaltă. Nu că dorme aici și lua apă de dincolo. Clar că Da, o chestie, hai să plimbăm pe european sigur, sau pe... Sigur, sau pe japonez cu aparatul, cu așa. Magrebian, exact. Dar noi cu atât de multe legende, cu atât de multe mărturii pe care ne-au lăsat, mă rog, prin toate vitregile prin care a trecut țara asta. Domnul Ghingea, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că România mai are nevoie de timp și noi românii trebuie să mai avem răbdare. Eu sunt convins că în momentul de față, în județul Suceava se zămislește în momentul actual o nouă epopee, un nou erou. În Suceava pelerinajul va exista cu adevărat peste ani și ani când oamenii vor veni și se vor închina la Gheorghe Flutur. Sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, numai că trebuie, stimați cetățeni, trebuie să mai avem puțin tică răbdare. Șeful drag, șeful sfânt, vă mulțumim că v-ați născut. Eu mi-aduc aminte când Gheorghe Flutur a scris cu oi pe la Frasin. Și din câte știu eu, din informațiile care le aveam, a scris prima oară B, trebuia să urma, scrie Băsescu, așa. Și a spus cineva, băi, deșteptule, vezi că o să rădă lumea de tine. Și din B cu oi, din Băsescu a scris Bucovina. În fine. Nu mai contează. Bine că ați zis Băicoi. Da, și mi-aduc... Nu mă refeream, sigur, la ora și Băicoi. Da. Și mi-aduc aminte că orașul de la Poalele Tâmpei, Brașovul, imediat după ce ne-au cucerit, cotropit rușii, s-a chemat pentru o bună perioadă de vreme orașul Stalin. Și era scris foarte frumos sus pe tâmpa, Stalin. Deci Gheorghe Flutur. Pe tâmpa numele unui tâmp. Da. Gheorghe Flutur, oare mă dă în judecată dacă spun tâmpit? Stalin mă dă, oare? Stalin nu mă dă în judecată. Nu. Așa. Imaginați-vă că Gheorghe Flutur n-a făcut treaba, n-a inventat el scrisul. Băi, scrisul cu oia lui, e personală. Deci, dacă aș fost de la protecția animalelor sau de la poliția, ar fi trebuit Gheorghe Flutur să ia o amendă. Pentru că a îngrămădit oile alea niște țarcuri clare, stăteau săraci de oi, distruse, terminate, în fine. Numai ideea de a căra pe dealurile alea, atâta lemn. Oile stau ca la Conferința Națională a Partidului Democrat. Adică cu nasul un... Aici e ca un domino, dacă se duce unul, se duc toți. Deci, Gheorghe Flutur n-a inventat absolut nimic. Gheorghe Flutur își creează imagine pe bani publici, știe ce are de făcut, au urlat toate ziarele, toate televiziunile au vorbit de Gheorghe Flutur. Da. Ce a urmărit Gheorghe Flutur? Asta, să vorbească de el. Să lăsăm pe Gheorghe Flutur în seara asta, mai avem decât un minut. Îmi pare rău, timpul a trecut foarte repede. Mult prea repede. Când vom ști, domnule Băieșanu, când vom ști? Ne-a pot da pe rapid, așa. Nu, că e prea târziu. La Salcea, candidat PNL, la Ipotești, la Horon. Dacă nu dați nume, tot degeaba. Păi nu. Nu cu nume. Nu discutăm de nume, discutăm de... Uitați, eu am aici... Jucăm cărți, nu numai cu jocări. Eu am aici rezultatele la sondaje pe toate zonele. Avem numele oamenilor, avem candidații. Nu, când ne uitați și nouă sondajele. Să nu ne grăbim ca fata la mâncat. Așa, puneți repede foaia peste. Merg pe ideea că n-are sens. Imaginați-vă că mai avem un an de zile până la alegerile prezidențiale, până la alegerile parlamentare locale. Când? Cu prima ocazie... Pentru că alegerile locale vor fi sigur în mai sau iunie. Aproape sigur în mai sau iunie. Chestia cu comasarea o altă gâscă, la fel ca și regiunile.
Eu merg pe principiul că o primărie nu poate închere, fi condus decât de un singur om, pentru că nu se poate pricepe și la gâște, și la cai, și la arhitectură, și la urbanism, și așa la este. Cultură. Este nevoie maximă nevoie de echipă, de specialiști, de oameni care să îndrume primarul, oricât de tâmp sau de deștept ar fi. Considerăm că Partidul Național Liberal a reușit să închege o astfel de echipă. Surpriza la primăria Sucevei va fi una de proporții, pentru că veți vedea un om care a făcut într-adevăr ceva pentru acest municipiu și că nu se, asta în cazul în care nu sunt eu candidat. Iar neaboriți. Iar și veți vedea că orașul acesta are și alte perspective. Nu va fi... Suceava arată ca un oraș stalinist, obosit, chinuit, terminat. Da. Cetățenii din Suceava merită să deschidă dimineața geamul când aerisesc în casă și să zâmbească, nu să fie crispați, să ducă obosiți la serviciu. Orașul acesta arată îngrozitor. După ce am spus că are nevoie de un refresh în ceea ce privește ambientul, Ioan Lungu a ieșit și a spus că următorul mandat, nu i-au fost suficient 8 ani, va fi de înfrumusețare a, domnule președinte, a municipiului. Nu vă fie frică, am eu o presimțire, Ioan Lungu pică. Îi mulțumim domnului președinte Stefan Alexandru Băieșanu pentru că a fost de acord să vină în emisiunea noastră. Vă mai așteptăm atunci când o să mai apară, că o să mai apară destule motive de discuție despre această guvernare aproape irresponsabilă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Sunt Gabriel Ghincea. Vă urez o noapte bună.